Contrabandă cu pisici de rasă în sudul țării. Un bărbat de 30 de ani a fost prins cu 17 motănași în apropiere de frontieră. Se pare că acesta intenționa să-i vândă ilegal. Cazul a avut loc în data de 17 februarie în apropierea punctului de trecere Palanca-Udobnoe. Camerele de supraveghere instalate în apropiere l-au surprins pe un străin, iar polițiștii de frontieră au început să-l monitorizeze pentru a constata scopul aflării lui în preajma graniței. La un moment dat de el s-a apropiat o mașină din care au fost descărcate trei cutii. Imediat, informația a fost transmisă patrulei mobile de la Tudora, care se afla în misiune de serviciu. La scurt timp, individul dubios a fost reținut. Polițiștii de frontieră au aflat că acesta are 30 de ani și locuiește în regiunea transnistreană. În cele trei cutii pe care le-a preluat bărbatul, se aflau 17 pisoi de rasă. Luat la întrebări, individul a declarat că s-ar fi întâlnit cu fratele lui, de la care a luat pisicile pentru ca ulterior să le vândă. De menționat că prețul pentru un pisicuț de așa rasă variază între 100 și 250 de euro. Prin urmare, pui de pisică, dar și toate probele acumulate la fața locului, au fost transmise inspectorilor vamali care vor continua investigațiile.